spus la locatari, nici n-ați informat, nu ne-ați informat când... Dar dumneavoastră unde trăiesc locatari? Cum adică trăiesc? Unde trăiesc? În Alexandru cel Bun? Da. Dar unde ați fost pe nas? De că pe nas unde ați fost? Unde fost? Eu am fost în spital. Nu, eu am în vedere perioada de când am inițiat procedura de proiectare, de proiectare. Păi dumneavoastră trebuie să ne anunțați ca să le păi știm. Am anunțat o doamna Vasilița, este președintele. Dar ce trebuie, ești pe doamna Vasilița, dacă este noi președintele. Locuim toți aici? Păi să este președintele asociației. Și președintele eu. Ia președinte, mai este stiene. Domn primar, ce construiți acolo? Я сказала русским языком. Я против строительства второго этажа. Строишь первый этаж, строй. Ну у меня что делается в квартире, ты слышишь сейчас? Или ты видишь, что делается? Уже потолок делать. Ce construiești acolo, domn primar? Că nu e niciun panou informativ, nu e obligator. Oleg Breg, activist TV, Curaj TV. Nu aveți panou informativ, nu spune cine construiește, în baza căror documente, totul e legal acolo. Tot e foarte legal, conform procedurii. Legal? Erați obligat înainte de a porni șantierul, spuneți un panou informativ cu o lună mai devreme, ca oamenii interesați poate interveni. Panoul lipsește, înseamnă că nu i-ați informat pe oameni. Tot absolut bine. De unde cunosc? Dar cum, iată, femeile splângi că nu au știut. Deja când au început să le dâr de geamurile, înțeles. Dar nu-i panou informativ obligator, păi deja e prima încălcare. Asta este problema antreprenorului. Este dirigent de șantier, este antreprenor care a câștigat licitația. Ei au scris plângere la inspecția de construcție și o să vină și o să suspende acuși domnule, șantierul. Se construiește o anexă pentru a lărgi centrul de sănătate în beneficiu oamenilor, nu a minunat, primarului. Dar oamenii spun că s-au adresat la primărie să le reparați acoperișul și nu l-ați reparat. Da, păi centrul de sănătate e instituție publică, nu vreți să protejați centrul de sănătate. Din banii lor e reparat acoperișul, e corect așa? Dați să intrăm în esență, păi? Dar nu să vorbim numai pe emoții. Ei au asociație. N-are primăria ce repara acoperișurile. La mine acasă nu-l repară nimeni. Dar acoperișul, spitalul, nu trebuie să-l repare primăria. Păi, știi, spitalul e la primul etaj. Ați păi, promis că contribuiți în jumătate și au plătit ei tot reparația acoperișului. Spuneți-mi, vă rog, ce ține un act? Nu toți locatarii trebuie să repare acoperișul. Hai să fim realiști. Nu toți au de suferit. Dați să luăm legea și să vedem. Primăria, o administrație publică locală, are drept să repare o clădire care se află în gestiunea asociația locatarilor. Are obligația să apere interesele oamenilor care l-au votat pe primar și Consiliul Local. Pentru asta se dau bani. Primăria nu există așa pentru sine. Primăria există pentru oameni. Primăria pentru oameni există. Și primarul se votează nu pentru a loba interesele cuiva, dar ba, da, lor, a oamenilor. Toți cetățenii au interes în primărie, nu se face o primărie. Noi avem 20 de clădiri la care curg acoperișul. La toate trebuie să intervină, pentru asta aveți buget. Mi-a arătat cu deci și tu ești foarte simplu. Dar soluția, arătați de ce le-ați promis la oameni că intervenim? Dacă nu mai promis la nimeni. Exact, dacă nu acoperesc, ei plouă la spital. Absolut nimic. Hai arătați, unde au promis, hai să vedem o scrisoare oficială, parvenit un răspuns oficial către administrația publică locală. Hai să vedem, care mai sunt problemele să admitem salubrizării, hai să vedem care rețele de canalizare. Iată, spun niște locatari că nu le se dă voie, stragă canalizarea acolo. Unul dintre apartamente. Domnule, hai să terminăm cu interesele personale și să ne gândim. Cum personale? Că e un grup de 12 oameni, o asociație. Cât de personale? Și chiar dacă un om are interes, nu trebuie să intervină primărie să-l apere pe fiecare om. Hai, vă rog, nu dictați ne ce trebuie să fac. Nu știți, nu cunoașteți problema, dar vă răstăduiți de acum să săriți în spatele cuiva. În primul rând, la o persoană nu-i dă voie să tragă canalizarea. Arătați, vă rog, un document unde scrie că nu-i se permite. Păi uite, acum au doi oameni bolnavi, n-au canalizație în apartamentul acela. Oare de ce? Ce să le fac eu dacă nu există rețea, dacă nu au cumpărat apartamente? La ce s-au gândit? O văd ei trăiesc acolo, o femeie asta zici că de 40 de ani trăiește acolo, toată viața au trăit acolo. Când au primit civilizația vine tiptil. Acum trebuie canalizat, ori nu trebuie canalizat? În centrul orașului să n-aibă canalizație, lângă primărie, asta e normal? De ce n-au canalizație? E normal să n-avem stații de depurații, să depurare, să n-avem rețea de canalizare. Păi și cum? La al doilea mandat, dumneata, te lauzi cu asta? La al treilea mandat și te lauzi că nu ai stații de depurare? Eu nu mă laud, eu mă expun. Păi de ce nu aveți? De ce n-ați făcut nimic? Cum de v-au ales oamenii ăștia atâta timp? Cum? Așa au mers la vot și au votat. Dar uite că nu face. Să-l facă pentru copiii viitorului nostru. Nu-s contra.
Da, ea stupă femeii balconul, ea stupă geamul femeii, bun așa? Și atunci când o acoperit... Nu, ea stupă femeii geamul, nu o să fie două etaje acolo. Nu ascultă ce... Câte etaje o să fie acolo? De ce nu scrie în panou informativ? În panou informativ de ce nu scrie? Dar ce tu nu ai ascultat? Viorica, așteaptă-l. Dar ce tu nu ai întrebat-o? Doamna Vasilița, s-a propus vă ofertă să închidă ori să nu închidă geamul? Ai întrebat-o? Не интересно. Дамна Василица, скажи мне, пожалуйста, что я вам предложил по поводу вашей... Вы то, что предложили, я... Что, конечно, конкретно, вот скажи. Метр семьдесят от... А, метр семьдесят... Сколько у вас квадратных метров сейчас есть балкон? 80 на полтора метра? Кыть ям пропуск, он метр жумат инколо, ши и шире ку балконам пар... А мне не надо туда. Вот скину я в реон доу парти. Băi, stați-o lea, banii stați. Și ea stupat balconul acum, și ea stupat și geamul și balconul. Nu se ridice două nivele acum. Că mi-a refuzat, noi construim primul etaj până la balconul, numai un etaj. Îți dai seama câte cheltuieli suportăm din ceea că doamna Vasilița a vrut două balconuri să aibă, de la 80 pe 1,50 m, i-a vrut să aibă 6 cu 70 și 100 ceva de metri să-i construim. Băi, Oleg, asta e puțin, Oleg. Haideți să ne uităm obiectiv la lucru. I-am propus, uite, doamna Vasilița, îți fac balcon aici, facem la contract la notar, frumos cum se face omenește. Și îți facem balcon. Nu, mi-mi trebuie și în stânga, și în dreapta. Mă, ne-am dăvă, că nu și balcon. Și numai va fi două etaje pe partea asta dinspre drum. Jumătate e un etaj, jumătate e două etaje. Și ce, eu înțeleg dacă construim acolo niște chestii distractive. Păi, dar păi încă nu știi ce o să fie acolo, că nu-i panou informativ, nu să știi ce restaurant o să fie domn primar acolo. Nu, tu уже врёшь. Тебе было сказано, что даёшь вот так, потому что вторая половина Танина. Во-первых, а во-вторых, я не хочу, чтобы эти новые стены, которые будут от поликлиники, чтобы долбали бесконечно в квартиру. Ты зашел в мою квартиру, рано утром 7 я часов уже. Я по гостям не хожу, правильно, ты Василица. Не, тем более, что по утрам. Так, так в Аренвитазе, не, ну? Я конструеск им бинили по пору и уамлор де локалитати. Да. Кум, так а ты ца уами револтат, че фил де бини фатис, а ты ца уами револтат. Три уами сын револтат, да шапти ми се букура. Шалт шапти сплекать дем блок, чела де... Ce scârbă! Eu vreau să vă asigur că anexa va fi construită. Și punct. Două etaje și ați față ei balconul, nu, da? Nu, nu două etaje. Jumătate un etaj, jumătate sunt două etaje. Deci ei balconul nu-i mai astupă. Normal că nu, eu n-am drept să-l astup. Dar nu balcon davat na второе это, dar eu zic, nicio vă nu dau. Este proiectul. Trecut expertiza de stație. Și oamenii splâng, și oamenii splâng că le luați pământul pe care îl lucrează de 20 de ani. Ce pământ cel de alături de bloc? Hai să facem așa. Cum o plătit impozit funciar și după aceea... Hai să facem așa. Când îți folosești, omul îl plătești pentru ce folosești. Și-o plătit impozit funciar 20 de ani. O plătit, da, am plătit. Am și biletul. Corect. O plătit impozit funciar. O plătit impozit funciar. De ce nu le dați titlul de proprietate? Ascultă până la urmă. Vezi, tu nu vrei. Mai ales că l-au cumpărat. Păi, hai să prezinte unul un document, poate? Păi, prezinte-ți un document. Nu, ce să-i fac eu, am? Ce să-i fac? Păi, de ce nu le dă primărie? A cui pământul acela? Al cui pământul acela? A statului. A statului. Al primăriei. Da. Și n-are nimeni un document. Sunt acapărări ilegale. Eu... Cum au privatizat apartamentele, așa se privatizează și pământul. Nu e închisă, domnul primar, în primul rând, că la noi sunt baloane în casă. Noi pentru baloane trebuie balcoanele să nu le închidă, să le privatizeze, în primul rând. O zis femeie că a fost la matașul. Care balcoane? Balconul lui doamna Vasilița, balconul lui doamna Vasilița. Ea e în lui doamna Vasilița. Ea e lui doamna Vasilița. Ea e lui doamna Vasilița. Și m-am mai acuzat. Nu, dar zice că a fost și vă rugați să-i faceți de la primărie o plită electrică la Crăciun. Și a zis că da, și vine Crăciunul. E așa, zice. Primărie, poate să ajute familie cu mulți copii să nu hrănească cu gaz? Da? Dar are mulți copii. Că, știi copiii care împlinesc 18 ani și nu contribuie la ajutorul părinților? Părinții au voie să-i atace în instanță să-i plătească pensia alimentară.
țară, știi bun, de asta? Bun, dar primărie știi că mai are încă 4 copii cu care trăiești în camera aceea, știi? Îl pune viața în pericol cu balonul acela, de ce nu? Olel, scoateți din fondul de rezervă, de undeva? Dar las, Olel. Și tu am 5 și 2 fete de la internat, am luat 7 copii, 7 ani de zile. Dintre care 4 sunt minori. Domnul când dă sănătate, răspunsul de dedicări. Eu aș dori să deschideți balcoanele și deschizi. Care balcoane? Nu mă interesează. Eu să le deschid. Da, pentru că eu le-am închis. Domnilor le-am închis. Cine le-am închis? Doamna Tatiana și doamna Vaslisa. Și atunci da și ajutor, material, o plită electrică, puteți să-i dați ca să nu fac foc cu gaz. 600 de pensionari, invalizi la pat. Hai că des nu vorbim de 3 persoane. Ea zici că era asistentă personală la o persoană. Mai sunt persoane care au nevoie de asistent personal. De ce au rămas fără de lucru? Noi la toți acordăm, conform legii, și ajutor material. Și din fondul de rezervă, bine, fondul de rezervă, mâine facem acoperiș și termin fondul de rezervă. Ce să facem cu cei care sunt țintiți la pat? Ce să facem cu cei care sunt bolnavi de cancer și tot iată, așa mai departe? Iată, chiar iar copil țintuit la pat. Nu am înțeles, dar de unde v-ați luat acum în minutul ăsta? L-ați văzut? Eu i-am organizat, da, eu i-am organizat. Nu vă bucurați, Oleg, vine, o filmat, o postat pe internet și se duce, dar eu... Și o să mai vin până nu rezolvi problema. Nu, Oleg, nu nicio problemă. Pot să-i informez că poate să organizeze și referendum de rechemare din funcția primarului. Oleg, după jumătate de ani de mandat, poate să facă chestia asta. Nicio problemă. Referendum de rechemare. Oamenii ăștia o să înrăiască că o să vin... Pot să ofer da, vin eu și primar, candidez aici. Nicio problemă. Vin și candidez eu aici. Facem referendum, te dăm afară și vin și mă fac eu primar la Ciorescu dacă dumneata te porți așa cu oamenii. Până în 2011 să discutăm noi atunci, din 2011. Dar eu vin hoșma aici și văd câte ilegalități faci. Și polițistul de sector și alții. Eu urmăresc ce se întâmplă aici. Dar cine ești, tovarășul? Ia ca mai încolo, sectorul de poliție. Amuși, hai să mergem amândoi și hai să vorbești acolo, da? Haideți. Și tu vrei să mă conformez la două persoane. Asta dorești tu. Asta dorești. Să ai în considerație interesele tuturor. Împotriva mea. Și te răzbuni pe ele cu... Te răzbuni pe și ei 700 că au votat contra? Nu mă răzbun deloc, fiindcă eu știu că și ăștia au votat pentru mine. Ei, da, asta e secret, votul e secret, n-are de unde să știi. Oleg, eu sunt încrezut că eu au votat pentru mine. Că știu ce a fost până la mine și știu foarte bine amul. Duceți, filmați grădinița să vă aduc ce a fost până acum, drumurile tot. Vedem cum e cu spitalul, n-ați contribuit la reparația acoperișului spitalului, mi-nchipui cum ești la grădiniță, tot pe vecinii ați cum reparat? Acoperișul ăsta. Păi de ce nu l-ați reparat? Dar ce nu l-am reparat? Băi, de ce nu contribuie? Haideți să ne așezăm să facem fiecare metru pătrat cât costă reparația. Și să vedem. Cât și iată oamenii ăștia vulnerabili, social vulnerabili, au plătit ei să repare acoperișul spitalului. În Italia îți pare corect și banii ei băgat în primăria asta de lux. Pentru ce trebuia făcut întâi primăria și nu reparat acoperișului blocului de alături? Ca să vrei să iei o decizie, trebuie să începi de la zero. Deciziile le ia Consiliul și dumneata le execuți. Hai puțin, Oleac, am zis, tu ai luat o decizie că nu-ți face ce sau ce. Pentru oamenii mi s-au plâns, eu habar n-aveam de problema asta. Hai să nu arătăm cu degetul, că unul îți plânge, 100 se bucură. Dar noi nu uităm la 100, dar ne uităm la 1. Ia ca care e problema noastră. Poate 100 au dreptate. Deci interesele lor nu contează, pământul se ia că e al primăriei, construcția se face chiar dacă nu i-ați informat și ei nu sunt de acord. Tu n-ai ascultat că nu are nimeni un document. Какой мой интерес, скажи мне, пожалуйста? Люди хотят, чтобы взяли вот это. Какой мой интерес, объясни мне, пожалуйста. Мой интерес какой? Личный твой. Какой? Скажи, чтобы я хоть знал. Куда сплавить денежки? Что с моей ворбежь? Ну не ворбежь. Какие конкретно денежки? Какие у вас лица? Найдут какие-то денежки. Ce să vorbim? Ce să vorbim? Rugămintea noastră este, domnul primar, dacă nu, e să iei... Mi-e pare foarte rău de dumneavoastră că abordați așa problema, că eu nu o fac pentru mine. Vor trece ani și dumneavoastră să fugiți în centrul de sănătate. Și dacă se mai adaugă careva utilaj medical, tot în beneficiu și la cei care bătrâni și aleargă pe la Chișinău. Și vă asigur, scoteți toată discuția asta și ați vă condamne 99% care o să privească asta. Dar nu v-ați gândit să le faceți lor niște locuieni și să ridicați policlinica și la etajul 2? Și atunci nu era conflictul ăsta. Domnule, mă ascult și pe mine. Da. Eu o pun pe cântare, îl pun și pe celălalt și pe celălalt și sărac și bogat și tot așa mai departe. Minunat. Când ne-am propus,
hai faceți o expertiză, găsim un antreprenor și să construiască o mansardă sub care înțelegeți vreți. Și ați fi și acoperiș și plus careva ai apartamente. Și nu, nu ne trebuie. Ia că putem aveți pe pământul cel de alături, pe pământul cel de alături, care ziceți că primăriei, puteți să faceți o casă pentru ei și în față să rămână policlinica cu două nivele. Dar noi nu avem tineri specialiști. Dar să construiți, dar să construiți anexă lângă un bloc de 50 de 60 de ani e mai bun. Nu tot construiți. Tot în beneficiu oamenilor, era să-i mutați pe ei în locuință și policlinica să rămână. 12, tot etajul. Dar ce să fac? 12. Deci tot etajul. Te rog, și se extindea policlinica la amândouă etajele. Ce să facem cu profesorii din școală care avem lipsă? Ce să facem cu pe toți educatorii pe rând, pe toți îi ajutați pe rând. Cu ce? Dar cu banii primăriei, uitați-vă ce buget are primărie. Ia uite cum vă lăudați. Și sunt o grămadă de granturi pentru infrastructură. Ia uite cum ați făcut rampă pentru puținele persoane care vin cu cărucior. Aveți grijă de tot. Arătați în granturile cum se poate construi clădiri pentru locatarii unui localități. Ce vorbim? Astea-s vorbi. Dar arătați faptele, unde sunt ele. Da, așa să-i extinzi blocul, există bani, da? Se extinzi blocul, să faci o anexă, păi, încălcând toate normele, care norme, interesele lor. Care interes? Nu ați consultat pe ei, nu ați pus pe nou informativ. Păi pe nou informativ, asta e problema. Era obligatoriu, era obligatoriu. Păi, asta este problema antreprenorului și este dirijente de șantier. Ce fel de antreprenor ați angajat dacă îi lucrează fără protecție? Securitatea muncii se încalcă acolo, lângă primărie și lângă sectorul de poliție. Eu sunt supraveghetor tehnic. Eu sunt acel care contractează. Dar lucrează pe teritoriul primăriei. Se întâmplă acum și un accident, toți vin la primărie și că s-a angajat de primărie. S-a angajat de primărie și fiecare lasă să spună, Oleg, fiecare lasă să spună pentru dânsul. Primar, dar dacă nu pentru dânsul lasă să răspundă. Care l-ați deschis acum, că doar nu este. Toți va amenaja și intrarea și calea de acces, tot va amenaja. Dar așa nu se rezolvă. Problemele niciodată nu au fost, până oamenii nu le creează. Problemele niciodată nu se termină. Da, până nu le creăm noi singuri, ce? Să-ți dăm problemă și tot bâla și tot reșat. Și asta o știu. Nu s-a făcut nicio lucrare în comuna Ciorciu. Am început să mărg canalizarea, gălăgii, scandaluri, am început să fac drumurile, asfaltarea drumurilor, gălăgii, s-a terminat. Asfaltarea s-a terminat drumurile. O, mulțumesc, domn primar, o, mulțumesc că ne susții, o, mulțumesc. Păi, dar zile negre ne-ați făcut, ne-am făcut, dar treacă 10 ani. Și când ați fi centrul de sănătate, adică performant, să admitem cu toate utilajul unui oameni, să fie pe loc să beneficiez. Domnul primar, o, mulțumesc, dar durerile mele de cap, cine ați le... Eu la tot mă gândesc. Ați făcut ce la sfântire? 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 Ați făcut rușine sleșit, trotuare, drum. Păi aici chiar în fața primăriei, în fața poliției nu-i trotuar, mai departe, nu? În centrul centrului. Dar cine ai venit un an în urmă? Eu cu un an în urmă am venit și am filmat niște gropi la ieșire de... O, am mai văzut? Am de mai reparat, da? Și văzut? Dar păi normal. Trotuarul și la, lipsă. Și la anul ați fi reparat și aici. Bine. Cu bugetul nostru care este, dacă luăm alte bugete, eu nu mă uit în buzunarul nimănui și cum noi ne străduim fiecare copii să economisim, să facem lucruri majore pentru beneficiu, nu pentru a meu. Eu aici m-am născut și voi trebuie știți foarte bine. Aici am mers la grădiniță, aici am mers la școală, 52 de ani eu n-am plecat din satul ăsta. Și aici ni-s părinții, aici ni-s toate neamurile. Și am muncit de atâta, că aici m-am născut, când nu era nici drum central, mergem la grădiniță. Și multe altele. Dar ce nu spuneți că este satul Făurești, acolo tot oameni trăiesc. Așa era glodul. Dușeți-vă, Oleg, județ, trotuare, județ. Ia ca unde e cotreprul. Haideam la Goian să vedem. Să vedem ce nu e chestia, că eu nu pentru asta vorbesc, dar oameni buni. Nu luați, Oleg, eu mâine mă duc din primărie. Nu e asta problema. Că eu aici m-am născut și nicăieri nu plec. Dar aducem o leacă aminte cum era. Clădirea mă întreb. Dar spune te rog, ei știu că clădirea asta a plecat cu, dacă mai stăte o leacă să ruina, 50 cm a plecat pe o parte, așa au fost construită. Fără un gram. Ia ca bucurie asta costă o grămadă. Cu banii ăștia preparați acoperișul la blocul ăsta. Oi, domnule Oleg. Nu haide să ridicăm. Bucuria asta era numai decât necesară cu ienii, mă cunoști. Noi vorbim. Hai bine, cum 2000 de lei. Așa ceva au costat 2000 de lei. Mi-arăți dumneata în acte. Mi-arăți dumneata în acte că asta au costat 2000 de lei. Și el altai și atâta. El nu mă purți în plantai că ăsta e. Tare mă îndoiesc că nu a costat numai 2000 de lei. Dar puteai să stângem lumina, dar să nu fie luminat stradă. Hai să